Domnule viceamiral, cum a fost anul 2019 pentru forțele navale? 2019 a fost un an plin de activități și evenimente. Am sărbătorit 15 ani de NATO. În acești 15 ani, forțele navale au urmat un proces de adaptare și operaționalizare, astfel încât să ajungem la nivelul de interoperabilitate cu aliații noștri din NATO. Am participat la toate activitățile desfășurate în Marea Neagră și nu numai în Marea Neagră, și în Marea Mediterană și oriunde a fost necesară prezența noastră sub egida NATO, fapt care demonstrează că am atins un nivel de compatibilitate și interoperabilitate cu aliații noștri. Dintre aceste misiuni aș putea enumera faptul că forțele navale române au organizat sub egida NATO exerciții complexe, Sea Shield, Poseidon, și au participat la exercițiile organizate de aliații noștri din Marea Neagră, Breeze, Doguac de Niz, astfel încât să putem să demonstrăm faptul că suntem un furnizor de securitate și nu un consumator de securitate. De asemenea, din punct de vedere al operațiilor, forțele navale au participat pentru prima dată cu un detașament al Regimentului de Infanterie Marină la operația Resolute Support în Afganistan, unde infanteriștii marini au demonstrat faptul că sunt compatibili, au atins un nivel de instruire necesar pentru astfel de misiuni departe de țară într-un teatru de operații. De asemenea, fregata Regele Ferdinand a participat la operația Sea Guardian sub egida NATO în estul Mării Mediterane, unde a executat misiuni de securitate maritimă. Nu trebuie să uităm faptul că în 2019 am avut și o sărbătoare de suflet. Nava Școală Mircea a împlinit 80 de ani și cu această ocazie a executat un marș de instrucție și antrenament pentru studenți istoric până în portul Hamburg, acolo unde nava a fost construită, revenind prin toate porturile prin care a trecut în 1939, revenind înapoi în țară. Această activitate a fost continuată exact ca acum 80 de ani, cu o continuare a marșului pe Dunăre, unde a făcut promovarea forțelor navale. Am participat la toate exercițiile și toate activitățile împreună cu nave ale aliaților sau partenerilor care au intrat în Marea Neagră. Am desfășurat exerciții de tip PASEX, am desfășurat exerciții cu trageri reale, de asemenea, scafandrii au organizat exercițiul complex EpiDive, la care au participat atât state din cadrul Alianței, cât și state partenere. Nu trebuie să uităm faptul că și pe fluvii am desfășurat activități complexe și aici menționez exercițiul Riverin împreună cu partenerul ucrainian, unde de asemenea s-a demonstrat nivelul de interoperabilitate și compatibilitate dintre forțele navale ale celor două țări. Am continuat procesul de restructurare, am continuat procesul de instruire, am continuat procesul de educare în cele trei instituții militare de învățământ. Am fost prezenți și la activitățile organizate de celelalte categorii de forțe, alături de camarazii noștri, acolo unde aportul forțelor navale s-a făcut pe deplin simțit și am demonstrat camaraderia și modul eficient de cooperare cu colegii noștri din celelalte categorii de forțe. În 2019 a început a doua etapă de pregătire a piloților marinari. Da, este o activitate pe care am demarat-o anul acesta pentru a reîmprospăta personalul grupului de elicoptere, care, iată, deja are maturitate, deja a trecut prin etapele de instruire pe de o parte și de educație în
Universitatea Națională de Apărare, putând astfel să acceadă la funcții de răspundere în cadrul forțelor navale pe acest domeniu și, bineînțeles, s-a simțit nevoia regenerării acestei componente de bază a forțelor navale, care se numește componenta aeriană. Și în acest an v-ați întâlnit cu omologii noastre din NATO și la 15 ani de NATO. Care este părerea lor despre noi? Cum văd ei forțele navale? La activitățile la care am participat împreună cu omologii mei din statele membre NATO și nu numai, ci și cele partenere, impresia și catalogarea forțelor navale române a fost laudativă. Au fost remarci pozitive, au fost chiar solicitări de participare a forțelor navale în cadrul altor activități organizate de aliații și partenerii noștri, datorită faptului că am demonstrat profesionalism pe anumite domenii și aici mă refer la scafandrii de luptă, la scafandrii EOD, mă refer la instituțiile de învățământ, unde am primit solicitări să instruim la rândul nostru marinari din celelalte state, atât NATO cât și parteneri. Resursa umană a forțelor navale este cea mai importantă. Cum a fost ea în 2019? Cum o vedeți dumneavoastră acum? Într-adevăr, cea mai importantă resursă a forțelor navale este resursa umană, de aceea avem în permanent atenție asigurarea condițiilor de instruire propice, asigurarea drepturilor, atât materiale cât și cele pentru instrucție, asigurarea combustibililor, pieselor de schimb, accesoriilor pentru ca echipajele să-și desfășoare activitatea la bordul navelor în cele mai bune condiții. Avem o perspectivă de completare a posturilor libere, atât cu absolvenți cât și pe filiera indirectă și în 2019 am constatat că avem un plus de personal față de intrările în sistem din anii trecuți. Bineînțeles că nu se poate întâmpla totul peste noapte, de aceea avem planuri și programe și pentru 2020 și în viitor, astfel încât să putem completa și regenera resursa umană la cel mai înalt nivel. Dinamica activităților din forțele navale a fost în ultimii ani una crescută. Cum arată proiecția anului 2020 și care sunt provocările acestui an pentru forțele navale? Începând cu anul 2014, cu criza din Crimeea, activitățile au crescut ca și număr, ca și complexitate, ca și intensitate gradual, din ce în ce mai mult. Astfel, în 2019 am avut cel mai mare număr de activități în toate domeniile de activitate ale forțelor navale. Perspectiva și programul pentru 2020 ne arată că vor fi mai multe activități, mai multe exerciții, mai complexe, astfel încât să putem să atingem nivelul de confidență că ne putem desfășura și executa misiunile atât independent cât și în cooperare cu celelalte categorii de forțe la cel mai înalt nivel. Cât de important este echipajul pentru forțele navale? Iată o noțiune pe care o învățăm de pe băncile liceului militar. Pentru forțele navale, echipajul este totul. Forțele navale se bazează pe noțiunea de echipaj, echipajul care este acea inimă a navei care face ca toate activitățile de la bord să se execute și să se desfășoare într-un ritm normal, în siguranță și cu eficiență maximă pentru îndeplinirea misiunilor. Echipajul practic este familia marinarului. În cadrul echipajului își petrece mai mult timp decât își petrece timpul acasă. De aceea, totul se învârte în jurul echipajului. Când vorbim de echipaj, nu vorbim de o noțiune abstractă, ci vorbim de acea familie, acea inimă, acel creier care dă viață navelor. Altfel, navele sunt doar niște platforme plutitoare. În momentul în care au și echipaj, atunci devin niște redutabile
mașini de luptă sau mașini economice, funcție de destinația lor. Un mesaj pentru echipajul forțelor navale, acum iată la sfârșit de an. Personalului forțelor navale, în primul rând, felicitări și mulțumiri pentru modul în care s-au implicat în desfășurarea activităților și acum, în prag de sărbători, vreau să adresez cele mai calde urări de sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor, alături de familie și cei dragi. De asemenea, vreau să transmit mulțumirile noastre celorlalți camarazi din categoriile de forță ale Armatei României și să le urez tuturor un la mulți ani și sărbători fericite. Bineînțeles, tradiționala urare, bun cart înainte!